Arta digitală s-a dezvoltat ca un gen artistic distinct la începutul anilor 80 și cuprinde creații dintre cele mai diverse, realizate cu ajutorul limbajului informatic. Acestea sunt rezultatul interacțiunii dintre spiritul imaginativ al artistului și infinitele posibilități tehnice ale interfeței electronice. Așa cum în arta tradițională există nenumărate forme de expresie, și în cazul artei digitale, NetArt, s-au dezvoltat și manifestat concepte precum arta generativă, arta interactivă, arta virtuală, etc. Unul dintre promotorii artei virtuale este Jeffrey Shaw, un artist australian care în anii 90 a atras atenția cu Legible City, o creație virtuală prin care vizitatorul este invitat să parcurgă, simulând mersul pe bicicletă, un oraș în care clădirile sunt făcute din cărți, cuvinte și fraze, refăcând construcții celebre din întreaga lume cu informații importante referitoare la acestea, New Yorkul, Manhattanul, vechiul oraș Amsterdam, etc. Imaginea este proiectată pe un imens monitor, dar, spre deosebire de imaginea cinematografică, de exemplu, în acest caz interactiv, privitorul este cel care hotărăște în ce sens să schimbe decorul. Un alt experiment remarcabil de artă digitală aparține austriecilor Krista Sommerer și Laurent Mignonneau, care au creat spații cu potențial simbolic pe teme diferite, Interactive Plant Growing, Transplant, Introact, care pun la oaltă într-o operă de artă elemente reale, plante, oameni, obiecte diverse, între care sunt plasate imagini 2D, 3D dinamice care redau creșterea accelerată a unei plante, mișcarea unui curs de apă, efecte de lumină și așa mai departe. Cel care parcurge un astfel de spațiu are o senzație accentuată de participare la miracolul naturii, redat virtual, ceea ce creează emoție mai mult, poate, decât ce a încercat în fața unui tablou static. Charles Davis, într-o creație virtuală intitulată Osmoza, îl pune pe spectator în ipostaza de a intra în universul imaginar și de a-l descoperi printr-o cască stereoscopică sensibilă la ritmul respirației. Maurice Benayoun, artist și teoretician al artei, a realizat în 1995 o instalație de televirtualitate intercontinentală, conectând Centrul Cultural Pompidou din Paris și Muzeul de Artă Contemporană din Montreal cu titlul Tunel pe Subatlantic, care a făcut posibilă asocierea virtuală a imaginilor din cele două muzee, la care s-au adăugat inserții video, muzică, proiecții 3D, etc., într-un spectacol vizual și auditiv absolut inconfundabil. În arta interactivă, publicul și sistemele informatice creează împreună o operă irepetabilă. De exemplu, în 1999, la Saint-Armand-les-Eaux, în Franța, publicul s-a putut bucura pentru prima dată de efectele sonore ale unui cub cu latura de 3 metri, pe care erau desenate în aluminiu diverse litere sau alte forme simbolice asociate fiecare unor melodii, sunete din natură, vocalize care se declanșau la cea mai ușoară atingere, putându-se armoniza într-o melodie nemai auzită până atunci, grație unei programări muzicale sofisticate. În ultimii 10 ani, formele de manifestare ale artei digitale au explodat, având în vedere și impactul uriaș asupra publicului, dar și posibilitățile de creație, practic nelimitate. Au loc anual nenumărate festivaluri, expoziții, spectacole, workshop-uri, ateliere, concursuri în afara inepuizabilei resurse care este internetul. Mulți se întreabă dacă suportul electronic al acestei forme de arte o legitimează să aparțină unui domeniu definit tradițional ca fiind profund, afectiv, subiectiv și material. Răspunsul evident nu poate să ignore faptul că în decursul timpului fiecare epocă s-a individualizat prin viziuni, tehnici, mesaje artistice care au dat notă distinctivă pentru perioada respectivă. Poate că epoca post-postmodernă este a artei digitale, existând nenumărate argumente în favoarea acesteia. Este o artă deschisă și ca realizare și ca interpretare din partea receptorilor, totală, tinde spre performanță, exploatează la maximum disponibilitatea ludică și a artistului și a publicului, are un mare grad de imprevizibilitate, este dinamică. Dezavantajul este că multe dintre realizările ei aparțin doar momentului de grație în care se produc.